cere pentru a treia oară, face apel pentru a treia oară la desecretizarea documentelor și a putea fi folosite în ancheta privind protestele din 10 august. Spuneți-ne când vor fi desecretizate, de ce durează atât de mult acest proces? Procurorul general tot cere. Nu-i nicio problemă, poate să ceară. Noi vom răspunde de fiecare dată și am mai spus că n-a fost nicio cerere a parchetului militar care să fie amânată sau să întâmpine greutăți din partea conducerii ministerului. Am și expus toate demersurile pe care le-am făcut în așa fel încât să nu ne acuze nimeni că prejudiciem sau îngreunăm ancheta. Referitor la declasificare, cred că este îndeajuns să ne uităm în codul penal. Avem un articol acolo care spune foarte clar că instanța este cea care decide declasificarea de urgență atunci când consideră că informații esențiale sunt utile cercetării judiciare și poate dispune în sensul declasificării totale, declasificării parțiale sau trecerea la alt nivel de clasificare. Noi am expus în explicațiile publice pe care le-am dat care sunt considerentele pentru care unele documente puse la dispoziția parchetului au un nivel de clasificare, nu sunt documente clasificate de ministru, nu sunt documente asupra cărora poate dispune ministrul de clasificarea, însă și această cerere a Procurorului General este în analiza unei comisii din cadrul ministerului și bineînțeles că dacă acea comisie va dispune în sensul declasificării parțiale a unor date din raport sau din celelalte documente depuse în dosar, vom proceda în consecință. Aș vrea să mă întorc puțin la tezele de doctorat. Există o dispoziție dată de dumneavoastră de ministru prin care să fie verificate? Sunt unii care spun că nu s-ar face în realitate aceste verificări, că nu e nicio teză care să fie verificată. Este domnul rector alături de mine și l-aș lăsa pe dânsul să vă spună dacă... Da, mai puțin, mai exact. Da, continuăm. Dumneavoastră ați fost citat la parchetul general pentru audieri sau nu ați fost? Nu, iarăși nu. Dacă voi fi citată sâmbătă sau duminică, vă anunț. Doamna ministru, în legătură cu acele persoane care au fost violente, despre care unii presupun în spațiul public ar fi fost aduse la protestul din 10 august, aveți indicii, date noi care să vă arate dacă au fost aduse, de cine au fost aduse? Tot ce am avut noi la dispoziție, la nivel de analiză sau la nivel de informații, am pus la dispoziția parchetelor. Iar